Cam atât vă putem comunica în acest moment. Conține elemente relevante și nu aș vrea să intrăm în detaliu acestor imagini, pe de o parte pentru că, așa cum v-am spus, din declarațiile personalului audiat rezultă mai multe aspecte și pentru a nu da posibilitatea formulării unor alibiuri, am zis să nu comunicăm nimic din aceste imagini, decât aspectele rezultate după izbunirea incendiului. Am spus că există o serie de elemente care au dus la această tragedie. Puteți să dați măcar câteva exemple la eventuale care ar fi aceste elemente, începând de la conștiintul? Avem în vedere, în cadrul cercetărilor, modalitatea în care a fost instalată aparatura în acel salon, modul în care au fost efectuate reviziile la toate incubatoarele și la aparatele de aer condiționat din cameră, precum și modul în care personalul medical și-a îndeplinit atribuție de serviciu. Așa cum vedeți, sunt mai multe piste de anchetă pe care mergem și vă mai pot spune că din datele obținute rezultă că a fost doar un incendiu și că nu s-a produs o explozie în acea încăpere. Ne puteți spune că e dată o cauză a incendiului? În acest moment nu, pentru că nu ne-a fost comunicat oficial de către instituțiile participante. Nu vreau să comentez acest aspect pentru că au fost mai multe audieri și vor fi continuate pentru lucidarea exactă. Doamna, a mai fost audiată încă o dată? A fost audiată o singură dată, asistentă. Câte persoane erau de gardă în acea seară de serviciu pe acea secție? 8 persoane. Deci nu o singură asistentă, așa cum s-a făcut? Nu o singură asistentă, 8 persoane. O singură asistentă avea responsabilitatea acel salon de terapie și anestezie. Avea și o infirmieră pe salonul ăla? Pe mai multe saloane, pe etaj, o infirmieră pe etaj. A fost cineva după acutare în acest moment, urmărirea penală nominală sau avanțirea? Nu, urmărirea penală este începută in rem în cauză și în funcție de rezultatul acestor rapoarte pe care le vom primi, sperăm noi în cel mai scurt timp, să analizăm posibilitatea emiterii altor măsuri procedurale. Mai avem, eu mai am o întrebare. La cât se schimbă tura acolo? Astea sunt deja detalii care... O să le stabilim pe parcurs, da. Și n-aș vrea să intru în detalii. N-aș vrea să intru în detaliile astea. Nu o comentez pentru că sunt audiate toate asistentele și sunt câteva aspecte neclare și vrem să le lămurim în perioada imediat următoare. Există și aspecte de contrazicere, da. Conducerea spitalului până în acest moment, din toate ce putem efectua și audierile pe care le-a făcut, poate fi inculpată de ceva sau este din discuție? În momentul în care vom ajunge la concluzia emiterii unor alte măsuri procedurale, vă vom comunica de îndată. Deci în acest moment nu este exclus nimic? Nu e exclus nimic în acest moment, dar evident. Oricare este mai avătenușilor? Este gravă și mai multe detalii puteți obține de la spital. Printre cei morți, sunt și gemeni? Nu sunt gemeni, nu sunt gemeni. Sunt două perechi de gemeni care au suferit atunci și care se află internați. Domnule Gheață, așa de gemeni, știți că aveți un coleg polițist într-o situație care fiind gata, a avut acolo doi copii, doi gemeni. Ce știți despre au vorbit cu ei? Nu vreau să comentez situația părinților pentru că situația lor este destul de gravă și s-au discutat cu părinții și urmează ca pe parcurs, când își vor reveni după acest șoc, să fie purtate alte discuții. Mulțumesc. Apropo de domnule, de văzut un plângere, s-a constituit, ca să zicem așa, parte civilă, cum era? Au depus plângere sau s-au audiat? Sesizarea în acest dosar s-a făcut din oficiu. Deci nu există nicio plângere la dosar? Așa cum v-am spus, sesizarea s-a făcut din oficiu. L-a urmărit pe procurorul șef al secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, Marius Iacob. Marius Iacob ne spune că pentru un moment urmează să furnizeze presei câteva imagini care conțin elemente relevante, după cum le numește el, nu vrea să difuzeze imagini de dinaintea izbucnirii incendiului, tocmai pentru a nu le da celor în cauză posibilitatea de a-și confecționa alibiuri. Toate imaginile pe care le vom difuza în câteva minute, pentru că deja corespondenții noștri au intrat în posesia lor la finalul acestei conferințe de presă, toate imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere ale spitalului după